Bună seara, domnule și domnule, și bine v-am regăsit la Faș Pariu, sunt Doru Crăciun. Ce să câștigi, domnule, la pariuri cu loteria asta din Liga Națiunilor? O competiție care a trebuit să fie interzisă în casele de pariuri. E o loterie cruntă, n-ai ce să spui. E aproape imposibil să poți câștiga ceva, să poți lega două, trei evenimente pe același bilet. Bine, pentru cei care mai joacă cât de cât logic, pentru cei care s-au născut cu norocul în frunte, cum spun eu, e cu siguranță ei mai pot câștiga, dar în rest e aproape imposibil. Cu siguranță însă că ați jucat mai puțin bani în această perioadă și casele de pariuri cu siguranță știu și ele acest lucru. Sunt curios cu ce atacați mâine, pentru că sunt ligile inferioare din campionatele din Anglia, Germania și voi acolo jucați mult pe goluri. Cine știe, poate ne-a ajutat și pe noi cu câteva ponturi. Mâine joacă și România cu Lituania, poate că împreună vom găsi câteva cote pe acest meci și bineînțeles vom mai încerca să mai ciupim de aici, de acolo câte va cote pentru a mai încerca să formăm unele bilete câștigătoare. Din păcate, seara am ratat cota 2, bineînțeles, la un singur corner, așa cum ne-am obișnuit. Atenție, Spania nu a avut nicio lovitură de la colț din minutul 59 în deplasare cu Croația. Deci mai trebuia un singur corner în Croația-Spania, un corner pentru iberici pentru a ne dubla încă o dată investiția. Dar important e că suntem pe plus și în această lună la cota 2, iar în această seară, bineînțeles că avem Slovenia-Norvegia X2. Toată lumea spunea, Dorule, vezi că e meci de 2 soliți, nu te mai încurca cu X-ul. Dar iată că Slovenia o conduce pe Norvegia cu 1-0. Să sperăm că până la urmă norvegienii ne vor face fericiți și vor marca cel puțin un gol. Însă am văzut pe nordici, având câteva ocazii importante în prima repriză. Să sperăm totuși că norvegienii vor pleca cel puțin cu un punct din Slovenia. Dar se poate și mai rău. Chiar în această seară am jucat un bilet, nu vi l-am mai oferit, l-am jucat eu că l-am pus pe fugă. Jucasem minim 154 de puncte la meciul de basket dintre Žalgiris și Barcelona. Bineînțeles că s-au terminat 152 de puncte în cele 40 de minute. În ultimul minut nu s-a mai marcat niciun punct. Au fost vreo 2-3 atacuri, nici măcar un punct. Deci, iată că se poate și mai rău. Mulțumesc celor care sunteți în această seară alături de noi și Media Online și atenție mare, vom încerca dintr-o ofertă foarte, foarte săracă să formăm un bilet în bonus dublu. Poate cine știe, poate cu toată șansa din această lună, din această lume și în această lună vom profita și vom lovi un bilet în bonus dublu și aproape imposibil. Atenție, din 5 lei facem 35.000 de lei. Și aia e o cotă uriașă, biletul în bonus dublu, puțin mai târziu. Voi foarte inspirați în continuare, o să vedeți câteva câștiguri foarte, foarte bune. Haideți să începem cu biletele câștigătoare, prieteni, pentru această ediție, celor pe care le-am primit în această săptămână. O să începem cu Marian, care, fiți atenți aici, ce frumos găsește o cotă de 2.02 câștigătoare. Oamenii inspirați pe live. Mie îmi plac pariorii care joacă pe live, doar că ai nevoie de mult timp liber. Iată, ei joacă la Brazilia Under 20, Columbia Under 20, prieteni. Niciun gol în meci, cotă 2-0-2, miză 392 de lei, cotă și un câștig de 792 de lei. Oameni buni, oare cât de atent trebuie să stai și să privești asupra pariurilor? Pentru că atunci când investești 392 de lei, nu cred că o faci doar la întâmplare. Probabil trebuie să ai mult timp, multe informații și să analizezi foarte mult astfel de meciuri. Pentru că, repet, o sumă de 392 de lei nu cred că o pui la întâmplare. Da? Brazilia Under 20, Columbia Under 20. Și iată cum poți să faci până la urmă 400 de lei din pariuri cu un singur pariu live foarte bine ales. Felicitări, Marian! Cred că avem parte de un pariori foarte, foarte inteligent aici. Haideți să mergem mai departe, să vedem un alt bilet. Din păcate mi-a luat foaia care nu trebuia, mi-a luat foaia cu biletele de săptămâna trecută. Florin Nichita, avem aici un Easy Money, o cotă de 1.50. Eu v-am tot bătut la cap oamenii, unii dintre voi pe recepție și ați început să nu mai donați caselor de pariuri. Și iată că din 150 de lei, acest urmăritor al nostru, Florin Nichita, face 225 de lei jucând Easy Money, da? O cotă de 1.50 formată din două evenimente, Belgia cu Islanda peste 1.5 goluri și aici a tremurat, a fost 0-0 la pauză și Ungaria-Estonia peste 1.5 goluri. Făcând un exercițiu de imaginație și să spui că din Easy Money a ajuns la un moment dat să pui 1.500 de lei pe bilet la o cotă de 1.50, ai un profit de 750 de lei. Dacă ai ajuns să joci sumele respective, ești boier din pariuri. Pe urmă, da, te poți gândi că poți să trăiești mult mai ușor, poate doar din pariuri, dar trebuie să ai un buget foarte mare pe care doar din pariuri îl poți câștiga. Haideți să mergem mai departe, să vedem următorul bilet. L-avem pe Florin Ovidiu Milășan,
care și el, iată aici, ce cotă incredibil de bună găsește. Joacă omul peste 3,5 goluri la Union Berlin cu Greuther Fürth. 4-0 s-a terminat o inspirație de maestru, da? Cotă de 3,30, omul și-a triplat investiția. 100 de lei pentru 330 de lei câștigați. Iată, din nou, doar bilete într-un singur două, maxim 3 evenimente jucate pe același bilet. Mergem mai departe, după acest bilet într-un singur meci, ia să vedem, avem un următor bilet, l-avem pe Pop Ionel, care, iată, și el face o cotă de puțin peste 2, din nou din 3 evenimente, cu Belgia, Islanda 1 și peste 1,5 goluri, cotă 1,30, Croația, Spania peste 1,5 goluri și Ungaria, Estonia merge pe victoria ungurilor. Omul face o cotă de 2,50 din doar 3 evenimente. Felicitări, Pop Ionel, și în continuare să mergi pe această rețetă cu meciuri puține. Îl avem pe Bogdan Andrei Ciobanu, prieten care și el face o cotă 2,73. Iată, din nou doar din 3 meciuri. Germania cu Rusia joacă pe cornere pentru Germania, peste 5,5 cornere, cotă 1,46. Austria-Bosnia-Herzegovina, șansă dublă. Austria sau remiză, s-a terminat 0-0. Ungaria-Estonia, victoria Ungaria. Bine că ne-au lăsat și pe noi și a câștigat Ungaria, pentru că acest meci în unul solist a fost jucat pe foarte, foarte multe bilete. Iată, din nou, cotă 2,73, formată din 3 meciuri. Mergem mai departe și trecem la cote puțin mai mari, bilete care dumneavoastră vă plac, pentru că cu siguranță vreți să vedeți cum oamenii scot bani, da, din casele de pariuri, că mulți dintre noi donăm. Îl avem pe Cosmin Martinuc, cotă de 7,28 din doar 3 evenimente, prieteni. Iată ce a jucat omul. Croația-Spania, peste 4,5 cornere, Croația, cotă 2,16, Austria cu Bosnia-Herzegovina, peste 5,5 cornere, echipa gazdă, și Belgia-Islanda, peste 6,5 cornere, echipa gazdă. Câtă șansă, de câtă șansă a avut nevoie Cosmin și de câte cornere, da, pentru o singură echipă, pentru a bifa această cotă de 7,28 pe care a investit 100 de lei și un câștig bunicel 728 de lei după ce a profitat de creșterea profitului, dar din nou, da, vorbim doar de 3 evenimente pe același bilet. Când veți înțelege că așa puteți să faceți bani din pariuri, atunci veți avea cu siguranță o șansă. E, acum trecem la bilete care probabil sunt, sau șansa face diferența 100% pe astfel de bilete. Avem pe Marian Horna o cotă totală de 6,57, dar deja aici vorbim de 6 evenimente. Chiar dacă e un easy money, totuși când ai 6 evenimente pe bilet, din ce în ce mai greu. De asta am zis că vă arăt acest bilet. Biletul e puțin mai vechi, dar iată, din nou jucat pe număr de goluri. Uite, Monaco cu PSG la peste 2,5 goluri, cotă 1,33. Ca un sfat a unui om care a făcut câteva sute de emisiuni legate de aceste fenomen și un om care a jucat câteva mii de bilete la pariuri, da? Eu aș spune că atunci când ai o cotă de sub 1,40 la peste 2,5 goluri, nu se merită să joci. Chiar dacă e meci evident de goluri. Dar iată aici o cotă frumoasă formată doar pe evenimente număr de goluri. Ia să mergem mai departe, să vedem ce bilete mai avem. Da, avem un bilet foarte, foarte interesant aici cu două cote mari. Și iată cum poți să faci o cotă de 20, prieteni, doar din două evenimente. Mai rar vezi așa ceva, dar la român se poate. Belgia cu Islanda, handicap plus 1,5 goluri. Nu, că lovește bara, din nou, îmi cer scuze. Deci a jucat minim, sau handicap plus 1,5 goluri pe minci trimise în bară, da? Și la fel și la Croația, Spania, cotă 4, cotă 5, prieteni, și a făcut o cotă 20, pe care a investit 20 de lei și a câștigat numai puțin de 400 de lei. Felicitări, omule, mergem mai departe, după Sebi, îl avem pe Manu Militaru, prieteni. Cotă de 113, dar de ce să investești doar 8 lei pe o cotă de 113, dar când ai un câștig de 1084 de lei, cred că te mulțumești. Dumnezeule, Doamne, 11 evenimente din nou. Și noi vrem, ăștia muritorii de rând, să prindem așa ceva. Ăștia care noi nu avem ghinion, noi nu avem noroc, nici măcar la Easy Money, cu Werder, Gladbach 3+, Hoffenheim 3+, dar nu mai vorbim de evenimente, s-au jucat din nou, iată, 11 evenimente, 1084 de lei câștigați. Aplaudați, prieteni, astfel de bilete, pentru că eu zic că tot mai rar se prind, pentru că oamenii au început să joace puține evenimente. După Manu Militaru, ia să vedem, mai avem pe Flavius Diana și acesta este ultimul bilet, încă o cotă, prieteni, de 121. Cotă de 121 în mare, formată pe evenimente în peste 2,5 goluri și tot așa. Cotă de 121 n-am prins de pe
când eram în clasa 12-a și au trecut ceva ani de atunci. Of, 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 cum câștigă unii oameni la pariuri. Deja lumea mă întreabă ce să jucăm, cum să jucăm. Sunt întrebat, v-am spus, oriunde m-aș duce, că mall, că oriunde, oriunde mă duc, lumea mă întreabă de ponturi, din păcate nu sunt nici eu robot. Aș vrea să vă ofer zilnic bilete câștigătoare, doar că nu pot, pentru că nu am inspirația necesară. Dar în această seară, din nou, vom sta foarte, foarte atenți pe ce se va întâmpla în următoarele zile. Mă uitam și acum pe meciul Olanda-Franța, iată gazele marchează, cotă bunicică, Slovacia-Ucraina 4-1. Cine s-ar fi așteptat ca Slovacia, iată, să-i jumulească pe ucrainieni? E 4-1, Țara Galilor-Danemarca 0-1, Cipru-Bulgaria, iată, 1-0 pentru Cipru și Slovenia-Norvegia. Meciul care ne încurcă pe noi. Aici un gol marcat de Norvegia ne-ar aduce o cotă 2 câștigătoare, spun eu. Iată, norvegienii au, se pare că, multe ocazii și în a doua repriză. Poate că nordicii vor reuși să marcheze. Prieteni, o să deschidem și liniile telefonice. V-am promis, avem varianta de bilet în bonus dublu. E tare de tot, v-am spus, cu 5 lei, 35 de mii de lei câștigul. Dar până la varianta de bonus dublu o să deschidem și liniile telefonice și care fiecare dată vă invit să ne sunați, împreună vom analiza oferta și poate că aveți recomandări pentru noi din tenis, pentru că s-au afișat cotele și la Turneul Campionilor, poate că aveți cote din basket și, bineînțeles, cote din fotbal. Aveți numerele pe ecran, aștept să ne sunați. Mai întâi, haideți să vedem cum arată cotele pe meciurile din Liga Națiunilor și ne vom opri pe ziua de sâmbătă, da? Mai întâi vom analiza meciurile de sâmbătă și apoi meciurile de duminică. Ei bine, prieteni, la Serbia cu Muntenegru, o cotă de 1.40. Meciul se joacă după amiază, la ora 14 sau ora 17. Azerbaijan cu insulele Feroe, iată că Azerbaijan a ajuns să aibă și ea în sfârșit o cotă de 1.57 la 1 solist. Dar eu v-am spus, un meciuri de neatins pentru pariu, spun eu. Malta cu Kosovo, 1.47 are Kosovo la victorie, Malta. Turcia-Suedia, ce meci greu pentru Il Luce. Albania cu Scoția, Albania care cotă de 3.15 la victoria acasă, 2.50 pentru Scoția. Italia-Portugalia și România-Lituania. Ei bine, stai și te întreb ca parior când vezi o astfel de ofertă de sâmbătă. Bă, fraților, ce să joci? Și apropo de asta, o să fac o scurtă paranteză. Un prieten foarte bun, stăteam cu el la o cafea într-o seară și îmi spune, Dorule, hai să-ți arăt ce înseamnă să ai șansă în pariuri. Deschide oferta, eram într-o casă de pariu unde se putea servi și o cafea, deschide oferta, credeți-mă pe cuvânt, și se uită la meciuri și joacă, atenție, par, impar, par, impar, par, impar. 4 meciuri a luat, un meci de par și 3 meciuri de impar, adică dacă scorul final va fi par sau impar. Și bineînțeles că au ieșit toate cele 4 evenimente, dar cred că nici măcar nu s-au uitat la ele. Bilet făcut așa, pe genunchi, da? Repet, a jucat doar par și impar și biletul a ieșit. Uneori aproape incredibil. Hai că să ne vorbă cu Andrei, primul telefon în această seară. Bună seara, Andrei! Bună seara! Andrei, greu de paria și greu de câștiga, nu? Într-o astfel de perioadă. E foarte greu. Meciurile sunt imprevizibile. Nu știu cum să... Nu mai știu în ce mod să iau. Fiecare echipă o ia pe contrasens, cum se zice, în joferie. Corect, corect. Da, cred că, în general, pariurile sunt pe contrasens cu ce jucăm noi, majoritatea. Asta cred că a trebuit să ne sperie. Hai să analizăm puțin meciul de mâine. România-Lituania, tricolorii au 1.27, 1.28 la victorie. Ce crezi că ar fi de jucat într-o cotă mai mare, Andrei, la România cu Lituania? Eu, în meciul ăsta, mizez pe tinerii de la Naționala Under-21, care s-a dus de selecționerul nostru. Sper să fac o explozie pentru naționala noastră și să conducem, să batem la 2 goluri. Deci ar fi de jucat cu handicap. Uite, aș vrea să te întreb, crezi că lituanienii ne vor marca? Pentru că o victorie la 0 a României are o cotă de 1.65, mi se pare bună, mai ales că și în tur lituanienii ne-au marcat pe final de meci. Eu cred că fundașul central adus de la tineret, dacă ar fi judecat titular, eu nu știu cum să-mi exprim. O explozie acolo, o să fie un plus și cred că nu o să marcheze. Oricum, Lituania, spun eu că e un adversar foarte, foarte modest care nu ar trebui să ne pună probleme. Ok, Andrei, ce recomandări mai ai pentru oamenii care ne privesc? Recomandări în privință cu meciul național leg? Orice vrei tu. Ce le spui oamenilor să joace, cum să joace sau ce ai vrea să mai spui despre acest joc, pariurile astea?
Eu, nu știu, eu recomand. În meciul național e un handicap de 2 goluri. Asta recomand eu. Și se joace în Liga 2, să urmărească cu atenție, să evoluții. Se poate câștiga la greu pe goluri. Am comentat și eu de câteva ori în Liga 2. Se marchează la foc automat. Am văzut meciuri de peste 2,5 goluri în prima repriză, de peste 3,5 goluri în prima repriză. Meciuri interesante de tot. Poate că oamenii ar trebui să profite puțin de Liga 2. Da, Liga 2 e foarte bine de urmărit. Noi de la Cluj urmărim U Cluj, susținem U Cluj. Da, știu că aveți la Snagov, dacă nu mă înșel. Meci greu. Da, are acum la Snagov. Eu prezic că o să bat un 2-0 acolo, o să marcheze Gavra și Ursu. Gavra și Ursu. Bine, Andrei, mulțumesc tare mult. Deci, dacă aveți încredere în Universitatea Cluj că bate la Snagov, cine știe. Vom vedea. Hai că stăm de vorbă și cu Marius din Craiova. Bună seara, Marius. Bună seara. Marius, încrezător în pariuri în această perioadă, se poate câștiga? Mai greu, dar... Mai greu, dar persistăm. Încercăm, nu ne lăsăm. Da. România cu Lituania, România câștigă și peste 1,5. Da? Și Serbia cu Muntenegru peste 2,5. Serbia-Muntenegru peste 2,5 goluri. Crezi că bat sârbii? Cred că da. Cotă 1,40. Ne face cu ochiul această cotă. Da, mulțumesc tare mult, Marius, pentru aceste două recomandări. Prieteni, nu uitați, dacă vreți să mai schimbăm opinii, puteți să mă căutați și pe Facebook, pe contul meu personal, Doru Crăciun. V-am spus, peste 42.000 de pariuri. Acolo mă găsiți în fiecare zi. Bun, haideți că vreau să vă spun și eu câteva recomandări pentru ziua de sâmbătă. O să începem cu România-Lituania. M-ar tenta să joc, prieteni, o victorie la 0 a românilor. Contrapune pres pe organizare și cred că tricolorii vor arăta bine meciul de la Ploiești. Așa ar trebui să fie. Întâlnim, v-am spus, un adversar modest de tot, care ne-a creat probleme în tur, dar doar pe final de meci. Lucrurile cred că vor sta diferit, pentru că jucăm pe Ilie Oană. Sper să fie un public numeros și România în mandatul lui Cosmin Contra arăta ca fiind o echipă care se apără cât de cât bine. Deci, victoria la 0 a gazdelor, ca și pariori, o cotă de 1,65, nu e o cotă deloc rea. Uite, îți permis să joci 200 de lei pe această cotă, ai un profit de 130 de lei și te rogi ca lituanienii să nu marcheze în poarta noastră. Pentru că, din punctul meu de vedere, echipa lui Contra va marca cel puțin 2 goluri în această partidă. Apoi, România-Lituania, sub 2,5 cornere, oaspeții, v-am spus, cred că oaspeții rari ori vor ajunge la poarta noastră și nu cred că Lituania poate avea 3 cornere. O cotă de 1,90, o cotă bună, dar sunt totuși doar 3 cornere. Hai să vedem ce ne spune Alex din București, poate vine cu mai multe recomandări. Bună seara! Salut, Doru! Bună seara, Alex! Ce vreau să te întreb? Pot să dau un număr de casă de pariuri? Sau? Nu, te rog. O mică corecție vreau să fac, în scăpase, da, meciul de la Ploiești se joacă fără spectatori, să nu uităm acest lucru. Nu știu unde mă gândeam, deci România, Lituania se joacă fără spectatori. Da, te rog, Alex. Da, vreau să zic, era o casă, a băgat o variantă nouă, nu dau nume, X sau 3+, și uite, vreau să zic, am jucat în weekend, de vreo 2 săptămâni, joc și să știi că am prins, X sau 3+. X deci sau 3 plus? X sau 3 plus, da. Ei, foarte. Și ce cot ai? Deci sub 1,40 nu e niciodată. Bine, nici mai mult de 1,70, dar oricum din 4-5 meciuri face o cotă bunicică. Păi da, că X sau 3 plus, ce te poate scoate? La 1-1 deja ești asigurat. La 1 ești asigurat că ai prins X-ul, ce zburat de peste 1-1, 2-1, ai 3 plus-ul. Doar 0-1, 0-2, 1-0 să nu fie, sau 2-0. Și la meciurile astea, nu. Da, păi uite, ne poți scrie în comentarii la ce casă de pariuri găsim acest punct. Da. Și când a fost Europa League, joi, am jucat toată oferta asta la meciurile de la 10. M-a scos 2 meciuri. Atât. Și au fost ceva meciuri. Da, să știi că e chiar interesantă. Dacă nu scoate respectiva casă de pariuri acest tip de paria, cred că e pâine de mâncat. Ce joci, Alex, în perioada asta? Păi, să vedem. Eu, în general, joc oricum mai mult. Am început să joc la cornere cartonașii. Ok. România-Lituania? România-Lituania? Nu știu, aș merge pe România, sincer. Da, e cotă mică, 1,28. Doar dacă vrei să o pui într-un bilet în cotă 2 pe acolo, dar trebuie să mai alegi ceva. Cred că și GG-ul ar merge aici.
Aoleu, sincer. Eu am zis că Lituania e în joacă, ne marchează. Am zis o victorie la 0 a României, cu 1-16. Nu vreau nicio victorie, poate. Da. Italia-Portugalia? Portugalia cu cine? Italia-Portugalia. Italia-Portugalia. Aici e clar, cred că GG. Mă gândeam la un X pauză sau final, cotă 1.67, cotă bună. Da, sau PSFX, la fel. Am înțeles. Bun, mulțumesc tare mult, Alex. Deja, uite, au fost și alți urmăritori care deja au spus unde se poate găsi acel tip de aparea, X sau 3+, găsiți în comentarii. Stăm de vorbă cu Flavius din Orăștie. Bună seara, Flavius. Bună seara. Flavius, noi ne concentrăm atenția pe România-Lituania, meciul poate zile pentru pariorii de mâine, mai ales pariorii români. Ai și alte recomandări? Pe România aș vrea să am un pronostic, adică 1 și 3+. Cred că România va da goluri multe, pentru că Lituania cred că e un adversar care na, nu cred că poate să ne pună nouă probleme. Hai să vedem. Așa ce se va... Sper să nu jucăm iar aproape nimic și să ne mulțumim la fel cu o victorie doar 1-0 sau o victorie la limită. Da, eu asta cred. Avem tineri de valoare care cred că... Da, mă uitam, lituanienii, îmi cer scuze, n-au marcat cu Iran într-un meci amical, n-au marcat cu Estonia, n-au marcat cu Georgia, n-au marcat la Muntenegru. Bă, nu cred că ne marchează. Nu cred, dar cred că dăm noi multe goluri. Așa să fie. Flavius, ce ar mai fi de jucat? Serbia cu Muntenegru. Cred că va fi gol-gol 3+. Ambele marchează și 3+. Victoria serbilor? Că tot mă tentează să o joc 1. Și pe mine mă tentează, dar mi-e frică, totuși. Dar cred că până la urmă va bate un 2-1, 3-1 Serbia. Și încă această cotă de 1.67 îmi face cu ochiul la Italia, Portugalia, X pauză sau final. Cred că va fi un meci foarte echilibrat. Aș merge pe dau aspiții gol. Deci Portugalia marchează în da. Italia. Se poate câștiga și în această perioadă, Flaviu, sau doar, nu știu, cei care au o șansă foarte, foarte mare, un noroc de partea lor? Șansa, cred că văd că orice pariu... Șansa face diferența. Cred că casele de pariuri sunt implicate foarte mult în chestiile astea. Nu știu, sunt curios și eu să aflu dacă vom afla vreodată răspunsul la această întrebare. Dar... Nu mai departe, Ucraina. E condusă cu 4-1 sau cam așa ceva. Dacă ăsta ar fi doar un exemplu, dar sunt multe alte exemple. Parcă păi, am dat un exemplu. Da, un bonus dublu cât de greu se poate prinde, Flavius? Că tot noi am încercat în ultima perioadă să oferim oamenilor și câte un bonus dublu. Greu. Greu dacă nu imposibil. Greu, foarte greu. Da, mulțumesc tare mult, Flavius, pentru aceste recomandări. Mult succes în continuare. Mircea Deacon ne spune, pune 2-4 goluri în meci la România și gata, sunt bani pe jos. Georgescu Vladimirescu, la Italia cu Portugalia poți încerca 2 lejer, deci victorie pentru Portugalia. Ionuț Stăncilă, X pauză la Serbia, X pauză la România, deci un X pauză și la români și la sârbi. Italia, pauză sau final, X, 80% o să iasă, părerea mea, ne spune Cristian Costea. Nicolae Olaru, Serbia, Muntenegru, X-olist. România marchează maxim 2 goluri sau prima repriză, 0-1 goluri. Foarte bună această recomandare cu 0-1 goluri în prima repriză. Între timp văd că norvegienii nu mai marchează și mai aveam să vă spun la Serbia-Muntenegru. Prieteni, ultima recomandare a zilei de sâmbătă, sub 11,5 cornere, cotă de 1.50. Nu cred că muntenegrenii sar de 4 cornere în această partidă, iar sârbii nu sunt o formație care să joace teribil, să paseze foarte mult în jumătate adversă, să-și creeze multe ocazii. Deci nu cred că sârbii vor avea 8 cornere într-un asemenea meci. De sub 11,5 cornere și aici s-ar putea să fie bani pe jos, cotă de 1.50. Acestea sunt recomandările zile de sâmbătă. Prieteni 4 la număr. Mai multe n-am avut de unde pentru că vedeți ce meciuri dificile.
Haideți acum să ne uităm peste ce au pariat colegii noștri de la Pariuri Nu X2 pentru această săptămână. Felicitări celor care ați mers pe mâna redacției, pentru că am avut cota 2 câștigătoare. Sabin Pârvan, în ediția de luni, ne-a ajutat să ne dublăm investiția. Sincer, și eu am jucat cota 2 aceasta, că mi-a plăcut. Cu Belgia, Islanda, peste 1,5 goluri, mai și cota 1,16. Ungaria, Estonia, aici am avut emoții. Eu nu prea credeam în victoria ungurilor. Iată că au bătut 2-0. Și Croația, Spania, peste 1,5 goluri, meci, cotă 1,33, știți prea bine, s-a terminat 3-2. Nu e nici cota 2, să știți, rețeta clară de a câștiga în pariuri, dar ai o foarte mare șansă să mai câștigi din când în când la pariuri. Acum haideți să aruncăm o privire peste recomandări. Multe vor fi din ligile inferioare din Anglia. Vă invit să le notați pe toate. România-Lituania, 4 ponturi aici. Gazdele, minus 1 asiatic, cotă 1,40. Sau gazdele, peste 1,5 goluri, cotă de 1,53. Iată, prieteni, așadar, tricolorii să marcheze minim 2 goluri, cotă 1,53. Peste 5,5 cornere, cotă de 1,54. 1, România marchează prima, cotă de 1,43. Adică să bată România și tricolorii să marcheze primii, cotă 1,43, și aici avem o cotă excelentă. Mulțumim, Sabine, pentru aceste 4 recomandări pe România-Lituania. Mergem mai departe și vorbim de Liga Națiunilor. Ia să vedem ce joacă ai mei colegi la Italia-Portugalia. Peste 8,5 cornere, cotă 1,43. Să sperăm că nu va fi un meci echilibrat și să sperăm că vor fi cornere. Serbia-Muntenegru, oaspeții sub 4,5 cornere, ce spuneam și eu, cotă 1,38. Sau Serbia-Muntenegru peste 4,5 cartonașe, cotă 1,53. Albania-Scoția, X2-0-3 goluri, cotă 1,50. Malta-Kosovo, X2 și 2 plus, cotă de 1,47. Anglia-Croația, tare meciul, 1-0-3 goluri, 1-53. Irlanda de Nord cu Austria sub 3 goluri, asiatic, cotă 1-45. Germania cu Olanda, 1-2 plus, cotă 1-47. Și Cipru-Norvegia, X2 și 2 plus, cotă 1-60. Acum vom trece la ponturile pe ligile inferioare din Anglia. O să-i rog pe colegii din regie să le lase afișate pe ecran, să aveți timp să le notați, cât noi stăm de vorbă cu Costel din Germania. Iată, parior care ne urmărește și din afara țării. Bună seara, Costel! Bună seara! Îmi cer scuze pentru deranj. Vreau să spun doar că bate România, asta e clar. Da, nu e nicio problemă, nu e niciun deranj. Sper să nu fie deranj, Doamne ferește, să nu bată România. Atunci ar fi deranj. Nu, e clar că bate. Deci unul solist. Crezi că va fi o victorie la diferență? Uite, tricolorii să marcheze minim 2 goluri, cotă 1,53, nu era? 2 goluri, da. Nu, va fi 3 goluri în meci și... Și bate România. Peste 2,5, da. Deci 1 și peste 2,5 goluri. Cred că e chiar o cotă interesantă. Da. Costele, ce se mai aude prin Germania? Hai, poate acum egalează Norvegia să ne iasă cota 2. Ce se mai aude prin Germania? Pe acolo se mai câștigă la pariuri sau? Nu se câștigă foarte tare, din păcate. Nemții zgârciți, nu cred că au ei timp de pariuri. Nu, eu ce joc aici, joc doar pe Liga Germană și... E greu. Slovenia, Norvegia 1-1. Hai că au egalat norvegienii. Noi stăm aici în cotă 2, știi, Costel, și așteptam un gol marcat de norvegieni. Și eu aveam să marcheze Norvegia și sunt bine. Ești bine. Uite, chiar acum am marcat în 86, ai venit cu noroc. Punctul tău de vedere. Se mai merită să investești foarte mulți bani în acest joc, ținând cont de ce rezultate există în ultima perioadă, și încă mai sunt oameni care cred că din pariuri poți să trăiești ușor. Care e părerea ta? Părerea mea este să investești foarte puțin și să ai la fel de puțin sau mai mult noroc. Dacă nu ai noroc, indiferent de cât ai investi, ești ca și pierdut. Da, o investiție mai mare înseamnă mai mult noroc și... Deci eu nu investesc foarte mult. Ai vreun sistem preferat? Nu. Eu joc numai 1, 2X. Ca pe vechiul Pronosport. Nu vrei să-ți dai bătăi de cap. Da, sau gol, cum îi spune aici, bai de tot. Bine, Costel, mulțumim tare mult că ne urmărești. Apropo, din ce oraș? Sau de unde? Din Rosenheim. Sunt la 70 km de Salzburg, la intrare în Germania. Am înțeles. No, mult succes de acolo și mulțumim că ne urmărești și multă baftă la pariuri. Da, a fost Costel alături de noi. Între timp, Norvegia e egalat pe Slovenia. Doar aici mai putem să pierdem cota 2. Doamne ferește să nu marcheze Slovenia golul de 2-1, dar nu cred că e cazul. Deci, cred că v-ați notat, prieteni, și recomandările din ligile inferioare din Anglia pe care colegii mei de la Pariuri Nici 2 le-au livrat pentru noi.
Ia să vedem, prin ligă, tu avem un Milton Keynes cu Macclesfield, 1 cu handicap 1, minus 1,5 goluri, avem un Swindon cu Arliss, ambele marchează, Forest Green cu Morecambe, 1x și 2+, plus, cota 1,50. Mai avem câteva recomandări și din National League North, pentru că, știți prea bine, acolo se marchează la foc automat, totul e să alegi meciurile care trebuie. Și iată, avem un Altrincham cu York, ambele marchează, cota 1,55, apoi avem două recomandări și din National League South, cu Gloucester, cu St. Albans, gol în ambele reprize, 1.52. Și aici v-am spus, cei care încearcă să bifeze bonusul dublu, probabil vor lua mâine toată oferta și o vor juca la peste 2,5 goluri. Și bineînțeles, nu putea lipsi cota 2. Italia cu Portugalia, prieteni, peste 7,5 cornere, cotă și mai micuță, cotă 1.23. Apoi România-Lituania, 1 solist, 1.28 și eu am acest meci în cota 2 și Crusaders cu Glenovan, gol în ambele reprize, cotă 1.43. Cred că din cultura mea generală, acest meci din Irlanda, din Nord, de Nord, sper să nu mă înșel. Cotă 2.25. Prieteni, luăm o scurtă pauză și ne-am întors pentru a doua parte din această superbă ediție de Faș Pariu și mă uitam la Țara Galilor, Danemarca, bineînțeles, ca să iau un deazepam rapid cu paharul ăsta de apă din care mi-a mai rămas foarte puțin. Eu înțeles că Țara Galilor, Danemarca, 1-2, noi acolo avem sub 3,5 goluri și să fie fericit acel arbitru că ne-a dat și 5 minute de prelungire ca să stăm cu inima cât un purece și bineînțeles că Slovenia, Norvegia n-are de gând să se termine. Deci să sperăm că vor rămâne cele două rezultate la fel pentru a ne mai dubla investiția într-o perioadă foarte, foarte grea și mâine să avem drum la caserie. Nu uitați, prieteni, cotele de 2 și de 3 le găsiți deja în episodul 198, sunt pe YouTube. Dacă nu le găsiți pe YouTube, intrați la mine pe contul meu personal de Facebook pentru că le găsiți acolo și în continuare așteptăm telefoanele dumneavoastră pentru că liniile vor fi deschise și în partea a doua a emisiunii. Acum haideți să ne uităm puțin peste meciurile de duminică. Ce să joci duminica la pariuri? Când oricum te trezești mai greu, nu găsești cafeaua prin casă, nu-ți găsești telecomanda, ce să mai joci la pariuri? Dar mai întâi vedem cum arată oferta zilei de duminică. Ia să vedem dacă avem Anglia-Croația, da? Englezii favoriți, cotă 2. I-am văzut pe croați de ce sunt în stare. Maică era să dea cu terenul în cap spaniol, a fost 3-2 pentru croați. Deci Anglia-Croația 2 pentru victoria englezilor, 3-50 la egal, 4-20 pentru victoria croaților. Irlanda de Nord cu Austria, 3.25 la 3.35, 2 și 20. Moldova cu Luxemburg. Ce să joci, domnule, la Moldova cu Luxemburg? San Marino cu Belarus. Fiți atenți acolo. 31 are San Marino la victorie. Parcă văd că marchează San Marino meci. Elveția cu Belgia. Meci greuț. Apoi Grecia cu Estonia. Doar 1.30 pentru greci. Ucraina, Finlanda. Un meci foarte, foarte echilibrat. Sunt curios De unde vor mai scoate casele de pariuri bani în această perioadă, pentru că oricum pariorii săraci de ei nu cred că mizează foarte mult în această perioadă. Bineînțeles, am oprit puțin la Anglia, Croația, dar până atunci să ne vorbă cu Alberto din București, vine cu forțe proaspete alături de noi. Bună seara, Alberto! Bună seara! Ai nume de fotbalist mare, Alberto! Da, mulțumesc! Să crești mare! Ce jucăm, Alberto, în această perioadă? Pentru mâine, zicem să jucăm la România 1. Da. Un meci din Liga 2 din România. Ripensia Timișoara cu CS Mioveni X2, deoarece Ripensia trece printr-o perioadă mai proastă și Mioveni are câteva etape în care a jucat foarte bine, are 4 victorii la rând și un egal. Deci atenție, meciul mâine la 11 pentru oamenii care n-au somn sau care vor să-l joace și n-au bani online. Deci Ripensia X2 cu Mioveni, da? Da. Și la Serbia cu Muntenegru, 1x și 2+, o cotă tot așa destul de bunicică. Bine, Alberto, ai intrat și tu cu noroc în emisiunea noastră. Tocmai s-a terminat Țara Galilor, Danemarca și ne-a ieșit cota 2. Știi că noi trăim aici fiecare bilet cu mare emoții. Olanda-Franța, am jucat gazdele, marchează. Iată, Olanda a bătut cu 2-0. Slovenia-Norvegia, X2 și Țara Galilor cu Danemarca sub 3,5 goluri. Iată că am reușit încă o dată să câștigăm împreună. Cum ți se par? 3 evenimente pentru o cotă 2, Alberto, mulți ar spune că sunt prea multe. Alții spun că o cotă 2 se face într-un singur eveniment. Nu știu, cum ți se pare acest proiect cu cotă 2? Știi că dacă n-ai noroc, poți să faci cota 2 și dintr-un singur meci sau din 4 meciuri și să nu-ți iasă niciunul, dacă e să nu ai noroc.
Asta încerc eu să le spun oamenilor de câțiva ani buni de zile, dar doar unii vor să înțeleagă. După acel meci din Liga 2, Alberto, ce ai mai văzut interesant? Păi, cum ți-am zis, Serbia 1X, da. Serbia Muntenegru 1X și 2+. Și Petrol Ploiești tot din Liga 2, că va bate pe Poli Timișoara. Are în deplasare, nu? Da, are în deplasare cu Poli Timișoara, care e deja retrogradată. Au 5 puncte în 16 etape. Interesant. Alberto se marchează la foc automat, cum spuneam, în Liga 2. Poate că ar trebui să fim mai atenți. Cred că, de exemplu, Panduri cu Energeticianul, dacă nu mă înșel, joacă pe teren propriu municipal un meci de goluri. Da. Chiar au 25 de goluri marcate și 19 primite. Exact. Se joacă și pe acel teren sintetic pe care gorjenii sunt obișnuiți. Cine știe, poate că vom vedea și acolo un meci de goluri. Dă-mi o sugestie, te rog, la Italia cu Portugalia, că e un meci foarte greu pentru Padua. Gege. Ambele marchează. Sigur, da. Am înțeles. Ambele marchează. Alberto, ai un sistem preferat la pariu? Ce le-ai transmite oamenilor care încă mai cred că se pot îmbogăți în acest joc? Să joace mai puține meciuri și o sumă destul de mare sau puțin mai măricică. Când le permite buget să pierde, îți dai seama că trebuie să joci că îți poți permite să pierzi. Asta e regula de bază. Uite, mă uitam și peste oferta de duminică. Anglia-Croația, meci foarte greu pentru pariu, nu? Da, exact. Tot pe un GG aș merge, pentru că și englezii au avut un amical cu SUA ieri și s-a terminat 3-0. 3-0, 3-0, da. Elveția, Belgia, meci de goluri și acolo? Nu știu, belgenii au avut un început de meci slab cu ieri. Da, 0-0 la pauză. 0-0 la pauză, da. Da, eu mă gândeam la Anglia, Croația, un X pauză sau final, cotă 1-71. Nu era. Da, o cotă destul de bună, da. Așa e. Bine, Alberto, mulțumim tare mult în primul rând pentru recomandări și pentru aceste sfaturi. Hai că mai avem un nou telespectator, Cătălin Îndrăgășan, alături de noi. Bună seara, Cătălin! Bună seara! Joacă pariorii și în această perioadă, chiar dacă nu e o ofertă foarte bogată. Pe ce meciuri vei parea, Cătălin, în următoarele zile? M-am gândit la un România cu Lituania, 1 și sub 3,5 goluri. Asta în condițiile în care nu ne marchează lituanienii, nu? Da, sperăm să nu. Ce ai mai jucat? În Italia-Portugalia, un X2, m-am gândit. Italia-Portugalia X2, da? Da. Doar aceste două meciuri? Nu arată rău biletul, măcar are șansă. Doar aceste două. O cotă micuță, dacă o sumă mare. Cotă 2, păi ce mai vrei? Să-ți dublezi investiția din pariuri, e perfect. Păi da. Păi da. Bine, Cătăline, câștigul important în ultima perioadă? Nu prea. În ultima perioadă am avut cam eșec, așa. Eșec. Lasă că chiar citeam un comentariu foarte interesant dat de un telespectator într-o zi și, atenție, un om, cred că cu o răbdare de fier, care spunea: domnule, anul ăsta sunt pe pierdere, dar încă joc din câștigul de anul trecut. Deci, din câștigul de anul trecut, foarte tare. Da. Da. Bine, Cătăline, mulțumesc tare mult pentru aceste recomandări. Multă baftă. Din Drăgășan mergem în celălalt colț al țării și stăm de vorbă cu Bogdan din Botoșani. Bună seara, Bogdane! Bună seara! Aș dori să zic și eu 5 meciuri. Te rog tare mult! La Italia cu Portugalia, peste 2,5. Crezi că va fi un meci așa de tare, cu multe goluri? Da, Portugalia marchează mult de obicei, chiar și fără Cristiano, chiar și cu Cristiano. Și cota e bună, atractivă. 2,25. Mai bine, atenție, dacă vrei un sfat, Bogdane, poți să joci între 3 și 6 goluri, ai o cotă și mai mare, că nu cred că vor fi peste 6, dă-le încolo. Nu cred. Turcia cu Suedia, 1 solist. Turcia-Suedia, 1 solist. Așa. Scoția cu Albania, sub 2,5, cotă 1,55. Da. Serbia, 1, nu cred că o să încurce cu Muntenegru. Și România, 1,03 goluri. 1,03 goluri. Cum spunea și mai devreme celălalt telespectator. Bogdane, cât ai paria pe acest bilet? Sincer, un 50 zile cred că aș paria la o cotă de 16, cred. O să iasă, 50 zile sunt suficient. 15, hai un câștig de, posibil câștig de 800 de lei. Nu e rău. Da, tocmai am jucat și eu cota 2 de astăzi la ta, plus că am adăugat Macedonia și mi-a ieșit o cotă de 2 și ceva, 100 de lei, aproape 300 de lei am câștigat. Bravo, Bogdane! Uite, chiar mă bucur că ți-am putut fi de folos. Ai tremurat puțin la Slovenia cu Norvegia. Adevărul că da.
A dat gol la aproape de minutul 89, dacă nu mă înșel, 87. Da, 85, pe acolo. Până. Da, acolo. Bine, Bogdan, mulțumesc tare mult pentru această scurtă intervenție. Acum să ne vorbim și cu Adrian din Arad. Bună seara, Adrian! Bună seara, Dorule! Parează lumea, Adriane, și în această perioadă. Se pare că... Da, Dorule, hai să-ți spun ceva, e pentru primul. Eu te urmez de foarte puțin timp. Eu sunt pariori foarte vechi. Ce pot să zic, un singur lucru, îmi place de tine, recomand oamenilor să joace meciuri puține și bani mai mulți, totuși, nu mulți, dar totuși trebuie, nu mai se poate, Dorule, ne omoară casele de pariuri. Pe semne e greu de jucat. Să faci cotă 2, ce să facă omul? Să joace 50 de lei, să iei 100, pe termen lung e bine, ok. Eu îți spun o treabă, Dorule, șeful meu și cu mine sunt din Arad, am avut multe de învățat de la el. E un jucător de pronosport și cu el împreună. De la el am avut multe de învățat. Sunt foarte, foarte multe manevre, Dorule, ține în casele de pariuri. Ne omoară. Îți spun două exemple. Urmăriți duminica seara, când se joacă campionatele alea trei puternice, Franța, Spania, Italia. În alea trei meciuri ies semnele 1x2. Nu știi cum le face. Le face la nemți, le face la spaniol sau le face la italieni, dar iese. Din patru duminici, două sau trei ies. Doi la mână, Dorule. Fii atent ce fac nemții. Liga a doua. Incredibil, Dorule. Când sunt trei meciuri într-o zi din Liga a doua, iese semnele. Incredibil, Dorule. 1x și 2. Dacă sunt trei meciuri doar din Liga a doua într-o zi, te omoară. Nu mai ai ce să mai faci. Să ai cont la o casă de pariuri, să te duci și să-ți spună dacă cumva atingi pragul maxim de câștig 2-3 miliarde și tu vrei să pui biletul după colegul tău, nu-ți mai dă voie și îți rezervă dreptul agenției respectivă să nu-ți facă plata? Da, am auzit și eu o poveste foarte interesantă apropo de acest subiect. Am înțeles că e un pariuri foarte tare aici la noi în Cluj-Napoca, care livrează undeva la 50.000, 60.000 de euro. Atenție! 50.000, 60.000 de euro. Și tot așa parează la toate casele stradale din Cluj, care merge cu agendă, mi-a povestit cineva și își notează unde a jucat fiecare bilet și apoi se duce și colectează banii. Și care ar fi jucat pe finala Champions League la Real cu Liverpool, undeva la 80.000 de euro pe victoria Realului. Da, Adriane, eu nu pot să te contrazic. Ai mare dreptate în ce spui, numai că din păcate acest joc e un real dozator de speranță pentru oameni. Și noi, indiferent ce am spune, oamenii mâine se duc și joacă la fel. Adică trăiesc cu speranța că pot să câștige și e normal, au dreptate, nu pot să... Oricine vrea să câștige, nu un ban în plus. Dorule, îți dai seama că am citit. Mă asculti? Mă auzi? Da, te aud. Te închei și las spații. Un singur lucru mai vreau să spun, Dorule. Te rog. Am citit pe net și caut mult și să citesc. Mafia pariurilor. Și acolo îți dă un exemplu din multe. Cel mai mare mafiot al mafiei pariurilor, Raja Permoval, a fost arestat acum câțiva ani. L-au ținut pe arest 2 ani de zile și a cerut să nu fie extradat în țara lui. În arest, poliția trăia de pe ponturile care primea el. Vă dați seama ce îi. Dorule, îți doresc sănătate. Mulțumesc tare mult, Adrian. Ce pot să zic? Ești un om foarte plăcut și așteptăm ponturile tale. Mulțumim tare mult, Adriane, pentru această scurtă poveste și pentru că ne încurajezi. Deci, vorbeam de ponturile de duminică, foarte scurt, prieteni, nu știu dacă le-am dat. Anglia, Croația, expauză sau final, cotă 1.71. Elveția cu Belgia, ambele marchează, cotă 1.77. Iată ce cotă mare aici la Elveția-Belgia. Dacă vezi un 0-0 la pauză, să nu vă mirați. Așa cum am spus la Belgia cu Islanda, la pauză, atenție, la 0-0 și 0-0 a fost. Și Grecia-Estonia nu marchează ambele, cotă 1.45 și luni mai avem un Germania-Olanda 1x și 2 plus, spun eu, cotă 1.47, Olanda, chiar dacă a bătut-o pe Franța, nemții nu cred că își mai permis să mai piardă încă o dată pe teren propriu. Un foarte scurt pariu flash cu alte recomandări acolo unde doar șansa, evident, poate să facă diferența. Să nu spună mie cineva că dacă joci un Fleetwood cu Walsall, cum e recomandare în cazul meu între 2-4 goluri, să nu spună mie un pariu că aia e știință sau că are informații. Nu, tată, joci după statistică. Deci, asta e un lucru logic. Farul cu Luceafărul Oradea peste 2,5 goluri, cotă 1,55. V-a spus, atenție, pe Liga a doua se marchează foarte multe goluri. Barton cu Coventry, gol în ambele reprize, cotă 1,82. Iată aici, ai ciupit un Barton Coventry, gol în ambele reprize, 1,82. Joci Farul cu Luceafărul Oradea peste 2,5 goluri, te duci către o cotă de 3. Măcar ai un bilet realist.
Osor cu Gillingham între 2-4 goluri, cotă 1.50. Sunderland cu Vicombe, gol în ambele reprize, cotă 1.65. În Belgia 2 avem Tubize cu Roselare între 2-4 goluri, cotă 1.55. Și mai avem un meci din ligile inferioare din Germania, Lipstadt cu Düsseldorf, amator, peste 2,5 goluri. Iată ce cotă mare, cotă 1.82. Dacă te uiți după statistică, e meci clar de 3+. Bun, dăm acum varianta de bilet sau bonusul dublu, cum preferați. Hai să dăm bonusul dublu pentru că așteaptă oamenii. Iată, prieteni, bonusul dublu. Faceți poză, da? La ecran și dacă vreți să și postați fotografia acolo în comentarii. Nu o să mai citesc eu toate meciurile. Doar cel de sus spun eu că ne-ar putea ajuta să câștigăm un astfel de bilet. Atenție, cota finală este de... ia să văd de unde am cot aici. 3616, deci cotă finală 3616. Din 5 lei facem 17.208 lei, dar pentru că avem bonus dublu, ne-l dau în 34.421 de lei. Sincer să-l spun, asta l-am jucat și eu în 3 exemplare, pentru mine și pentru fratele meu și încă un prieten. Deci mă aștept să am deja 2 miliarde în buzunar. Ce să facem, mai glumim. Trăim cu speranța că putem și noi să prindem lingoul de aur, dar e destul de greu. Și vreau să vă dau și codul, pentru că de data asta l-am, pentru că eu deja l-am jucat. W-E-Z-Z-U-P. Deci W-E, 2 de Z de la Zoro, un U și un P de la Petrică. Multă baftă să avem, prieteni, ce să zic, norocul să fie cu noi și un bilet mult mai realist, în cotă 5.40, format din 3 evenimente. România-Lituania, sub 2,5 cornere, oaspeții 1,90. Nu e un pont ușor, dar trebuie să mai încercăm și așa ceva. Avem Italia cu Portugalia, X-pauză sau final, cotă 1,67. Și Anglia-Croația, X-pauză sau final, cotă 1,71. Cotă finală de 5,40. Nu recomand să se joace mai mult de 50 de lei pe acest bilet. Cam asta a fost ediția din această seară, prieteni, faci pariu. O scurtă recapitulare, cota 2 și cota 3 de mâine, episodul 198. Astăzi ne-a ieșit cota 2, cu șansa, ați văzut. Pe mine mă găsiți pe contul meu personal de Facebook, Doru Crăciun. Credeți-mă, și noi ne dorim să câștigăm și voi pe lângă noi. Cam asta e tot ce ne dorim. Cam atât a fost, nu uitați, cum îmi place mie să spun mereu, pariați responsabil și mult succes!